Bună ziua și bine v-am găsit la începutul unei serii de... Bună ziua și bine v-am găsit la începutul unei noi serii de Minecraft Let's Play. Sunt Drink, așa îmi spun prietenii, sau cel puțin așa sunt cunoscut pe internet. Da, ăsta e primul meu videoclip, așa că nu fiți prea răi. Ce să vă spun, dați share, să afle cât mai multă lume, vă promit că voi face o serie destul de lungă, filmulețe Minecraft. Voi face și, voi filma și alte jocuri, în limita în care mi-o permite calculatorul. Ce să spun, da, lăsați-mi comentarii cu ce jocuri ați vrea să mai fac, eu știu, Terraria, Dungeon Siege 3, nu știu. Ce vă place vouă? Cam atât pentru început. Să facem o lume nouă. Ce nume să-i dăm? Ținând cont că username-ul meu e Bețivul. Ah, Bețivland. Game mode survival. World default, ok. Create a new world și să așteptăm. Generating level. Oh. Ups, stați că le-am scoase astea. Așa. Ok, suntem într-o zonă destul de frumoasă, aș zice. Ah, nu am uitat. Ok, hai să spunem 5 minute, deci la 1:55 o să încheiem. Da, ce să facem? Hai să vedem ce avem pe aici. Niște porci, un schelete, mulți copaci. Hai să începem să luăm copaci, ne facem o căsuță. Oh, să jucăm la hard, pentru că așa îmi place. Să ne chinuim un pic. Ce vom face în acest videoclip și în toată seria de altfel? O să încerc să supraviețuiesc, să ajung cât mai departe. Poate în viitor am să încep să fac și o serie de hardcore. Să joc la hardcore, știți, la hardcore joci și dacă ai murit odată, ți se șterge lumea, trebuie să iei de la început, pierzi absolut tot și așa mai departe. Da, ar fi frumos dacă ați lăsa niște sugestii în comentarii, să-mi spuneți niște obiective, eu știu, cum ar fi, fă o casă de 3 etaje, fă un cuptor din nu știu ce, fă o fântână, fă o casă în copac, fă, nu știu, chestii de gen. Vă gândiți și voi și lăsați acolo un comentariu. De asemenea, sunt dispus să fac tot așa serii de Minecraft, jucând cu altcineva, deci cine e dispus, lăsați-mi un comentariu acolo sau, de fapt, trimiteți-mi un... Ups! Oh, bine. Trimiteți-mi un PM pe contul de YouTube. Cred că am să las și e-mailul meu, în cazul în care sunteți interesați. Poate și contul de Skype, cred că nu prea intru pe Skype. Mai mult stau pe TeamSpeak. Ce să vă spun, în general sunt interesat să jucăm hărți făcute, adică nu la single player, adică la multiplayer hărți normale, ci hărți de survival sau adventure maps și așa mai departe. Da, mă rog, puteți veni și voi cu sugestii. Chiar așa, în loc de
obiective, puteți să-mi sugerați să fac o anumită hartă, gen Floating Island sau hărți de genul ăsta în care ai resurse limitate și așa mai departe. Hai să căutăm un loc bun unde să ne facem o casă. Terenul ăsta pare frumos. Mi-aș putea, uite, îmi place că, chiar îmi place seed-ul ăsta, pentru că nu e, de exemplu, am mai jucat și aveam în partea aia, aveam junglă, în partea aia aveam de-asta cu zăpadă, în partea aia alta aveam deșert și aici un pic de biom de-asta normal. Mie nu-mi place, mi-am rămas, poate îți spune că sunt de modă veche, ca zic așa, dar mie îmi place biomul ăsta, cu copaci normali și lucruri. Opa, uite o zonă frumoasă acolo. Mi-ar place să încep casa acolo. Da, hai să încep casa acolo. Avem niște porți aici, dar o să ne obișnuie să-i omor, pentru că nu am sabie. Ok, vom merge acolo, vom face o mică căsuță și cam atât, cred, pentru episodul ăsta. Cred că voi înregistra și celălalt episod. Nu o să-l fac prea mare pentru că durează să îl aplodez. Sau... Ok. Aici e pădurea. Hai să vedem ce avem în partea cealaltă. Un loc gol cu mai multă pădure aici și în partea cealaltă un lac, niște nisip. Da, cred că am să încep să-mi fac aici ceva. Am pădurea în față și mă extind în partea aia. Uite, aici am să-mi fac casa, să nivelăm puțin. Ah, mai prelungesc de o clipul ăsta, o să-l fac de 10 minute. Pentru că nu am făcut mai lucruri decât am tăiat niște copaci, ar fi penibil să las atâta în primul videoclip. Trebuie să fie ceva interesant, să vă captez atenția. Bună, porcșorile! Bun, și ție. O, da. O, da, porcșorile. Și de aici, lasă-mă. Fac asta acum. Ți-a adus și familia cu tine. Perfect. Hai să facem o căsuță mică aici. Nu ne trebuie prea mult pentru a supraviețui noaptea asta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Facem așa, până aici. Îmi pare rău dacă se aud sunete ciudate sau, știu, poate auziți clicul. N-am de să știu, abia mi-am luat microfonul. Sper că tot o să fie ok, na. Prima oară când fac videoclipuri. Sper să fie un început frumos. Și să continue frumos, să avem o relație frumoasă, ca zic așa. Să mă ajutați și voi cu like-uri, comenturi, ca să am ce face. De asemenea, astăzi am să postez și un videoclip cu Happy Wheels, un pic mai târziu, după ce termin cu ăsta. Sau chiar am să-l filmez în timp ce își face rending. Pentru cei care vă întrebați, filmez cu Fraps și folosesc Camtasia ca să reduc din imensa dimensiunea fișierului, pentru că un videoclip de 3 minute are 2 giga jumate și tocmai mi-a spus un prieten să folosesc Camtasia și să-l convertesc în MP4. Asemenea, cer scuze pentru calitatea cu care se vede acest videoclip, n-am un calculator super performant. Ce să spun, în viitor poate strâng bani și fac un calculator mai bun. Da, până acum asta e. Riscul meseriei, dacă nu vă place, asta e. Sunt alții mai buni ca mine, eu abia am început. Hai să facem un crafting table. Sau, da, am nimerit în sfârșit. Eu de obicei spun working bench. Se pare că acum am nimerit. Facem o ușă. O ușă, am spus. Ce fac aici? Așa. Hai să o punem aici. Mai întâi să înlocuim asta. Prepara să se distrugă ușa. Așa. N-am văzut oi. Mi-ar fi trebuit acum niște oi să facă
Uite, avem, să fac un pat, avem acolo cobblestone, perfect pentru torțe. Ne să facem așa, facem un pickaxe, să luăm piatră, să avem mai bune. E foarte bine, avem aici piatră destul, nu trebuie să mai fac o gaură în pământ, cum face toată lumea și face o mină de aia ciudată. În viitor am să mă duc să caut o mină, un canion de la, cum se spune, gaură de aia mare în pământ cu mină. Găsim acolo niște iron. Poate am să mai aduc și unii prieteni să joace aici cu mine sau dintre voi, cine dorește, cu mare plăcere, țin eu serverul și ne jucăm aici, facem un orășel ceva, ceva frumos. Da, păi hai să facem aici niște ostensile, mai bine facem o sabie, spun să omorâm porcii ăștia mai repede. O sabie. Așa, să ne dăm niște mâncare. Să avem niște experiență pe care am luat-o, da? Să numărăm și pe el. Avem 3, ne ajunge. Uite, avem și de un furnes. Să facem. Așa. 8. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 24, nu trebuie. Ia să vedem cât facem de aici. Ah, e altă culoare. Merge și așa. Să facem o lopată, că durează prea mult asta. Da, mai trebuie două bețe. Facem o lopățică. Ok. Fac podeaua. Și cu asta cred că o să încheiem acest videoclip. Vine și noaptea. N-am pat. Nu știu ce am să fac. Probabil am să las să treacă noaptea, după care am să înregistrez. Sau așa o să înceapă următorul videoclip. Ziua. Cred că n-am numărat bine, că mi-au ajuns cuburile. Poate spune seama că nu știu matematică. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 am numărat atunci. Da, păi cam asta este. Asta este începutul seriei mele de Minecraft. Nu fiți prea duri, v-am spus, sunt la început. Hai să luăm și niște cabluri, sunt repede. Ce să vă spun? Dați la prieteni să vadă videoclipul, sper să vă placă, adică na, nu prea aveți ce să vă placă acum că abia am început, e plictisitor, toată lumea face așa, dar na, sper să în viitor să fie mai interesant, poate eu știu, se întâmplă ceva amuzant, cum ar fi, cum am pățit în prima zi când am jucat Minecraft, era ceva de genul, pac, 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 e ce bine, wow, sparg pietre, nu știu ce, și m-am întors, m-am trezit cu un creeper în fața mea care a explodat. Eu, bineînțeles, nu știam ce e la Creeper, nu știam că explodează, am făcut pe mine de frică, da, asta e partea a doua. Da. Facem repede două torțe, punem aici, pac, pac. Și încheiem videoclipul. Așa, hai să facem așa, că să trebuiască cât mai multe. Punem una aici și punem un paianjen acolo. Și aici, și aici, da, mulțumesc că m-ați urmărit. Am fost drink sau bețivul, cum vreți să-mi spuneți. Sper că v-a plăcut. Cum am spus, în următoarea videoclipuri o să fie mai frumos. Nu uitați, comentați, dați-mi sugestii, dați videoclipul mai departe să vadă și alții. Mulțumesc!